împachetate frumos. Intervențiile care s-au făcut în audiovizual au ricoșat și am văzut toți, au ricoșat în online, acolo unde lucrurile au degenerat simțitor. Deci un spațiu online care a devenit mult mai murdar și plin de manipulare. Întrebarea e dacă se mai poate face ceva și dacă da, cine ar trebui să intervină și cum ar trebui să intervină, ce anume ar trebui să facă din punctul noastră de vedere, doamna Radu, și în general, poate ne spuneți și ce ar trebui să facem noi, jurnaliștii. Poate nu facem ceva corect, pentru că ceea ce vedem este că misiunea noastră în această societate este treptat preluată de tot felul de vlogherași, oameni care nu au treabă cu jurnalismul, dar care umplă la mințile oamenilor și distorsionează foarte mult realitatea. Deci, ce se poate face? Sunt multe lucruri de făcut. Întrebarea, chestiunea este foarte largă. Dar nu sunt de acord că misiunea jurnalistului e preluată de vlogeri, blogeri, influenceri și orice om care acum se numește creator de conținut. Așa, da? Deci tu ai obținut acces la un telefon, nu are importanță câți ani ai, ai obținut acces la internet, ți-ai creat un cont pe oricare dintre rețelele sociale și gata, tu ești marele creator de conținut și distribuitor de conținut și consumator de conținut. De asta nu vreau să echivalăm jurnalismul cu nimic, dar și noi, jurnaliștii, trebuie să ne coborâm din turnul nostru. Așa. Și să acceptăm de azi, trebuia de ieri, de alaltă ieri, că jurnalism pe nimeni nu mai doare în cot. Că există jurnalism, că există redacții. Mai mult decât atât, generația mai recentă, să zicem, elevii și studenții de azi nu știu ce e aia jurnalism, care sunt parametrii, care este chenarul în care funcționează jurnalismul. Sincer vă spun că noi din când în când mergem prin școli sau pe la facultăți, altele decât jurnalism. Da, deci am fost la Universitatea Tehnică sau am fost la licee. Acolo nu se știe nimic. Deci dacă întrebi, spunem, cum se numește o instituție media? Nu. Un nume de jurnalist? Nu. De unde te informezi? De aici. Dacă s-a aprins casa, s-a aprins strada, s-a rupt ceva lângă tine, cum te informezi despre pericole? Mă uit la colegul meu care postează de regulă ceva sau e primul care postează niște informații. Bine, să zicem, colegul nu a postat nimic, dar ți s-a întâmplat să întâmplă un incendiu în preajmă și trebuie să știi. Erau niște influenceri, am să caut un influencer. Nimeni nu rostește cuvântul jurnalism, nu există. Noi suntem out of everything, îmi cer scuze. Și chestia asta s-a produs foarte repede. Nu eram, 3 ani în urmă, noi nu eram aici. Noi, cum să zic, am mers cumva în paralel. Noi am mers cu jurnalism pentru că dacă ești o redacție independentă și cu multă responsabilitate socială și faci jurnalist de interes public, tu ești mereu ocupat. 24 din 24 de ore tu ești ocupat. Pentru că Republica Moldova, sincer, ești ocupat. Ai crize de tot felul, ai război, ai pandemie, ai probleme în justiție, ai corupție, ai încălcări ale drepturilor omului și tu nu ai când să te oprești și să privești cumva deasupra, stai, dar unde suntem noi, ca breaslă, stai, dar unde sunt toate categoriile de cetățeni, pentru că avem categorii de cetățeni care vă urmăresc pe voi la televizor, da, ne citesc pe noi în ziar și pe pagina web și pe rețele, avem cetățeni, avem un public mare, dar ne scapă publicul nou, care este foarte activ, care se formează acum sau deja s-a format și care intră, să zicem, pe piața muncii, pe piața activității și el nu are nicio idee despre ce oportunități poate oferi